să vede? Bea, bea, așa, puiule, bravo, bea, puiule, hai, hai că primăria doarme, Isu doarme, se face noaptea, tu stai de 48 de ore aici și noi stăm să bem apă. Și poi mine ziua orașului. Așa, puiule, hai că-ți mai dăm. De mai bine de 3 zile, un câine se chinuie să iasă dintr-o gaură de scurgere aflată în apropierea podului din centrul municipiului Râmnicu-Vâlcea. Nu se știe încă cum a reușit animalul să ajungă acolo, însă se pare că operațiunea de salvare presupune eforturi mari din partea autorităților. Auzind lătratul animalului, deși zona este destul de aglomerată, câțiva oameni au sărit în ajutorul maidanezului cu hrană și apă. Totodată, aceștia au sunat și la autoritățile locale, dar nimeni nu s-a sinchisit să vină în zonă nici la 3 zile de la primul apel. Chiar după masă, cam pe la 6, am văzut aici mașina de pompieri în capul podului vine animali și unul din pompieri mi-a zis că se rezolvă nicio problemă, dar când m-am întors eu pe la vreo 8 și ăla nu îi plecau și a rămas așa problema, a rămas eu cu fata asta, i-am dat mâncare, i-am dat să bea și să bere, să poate că vor veni astăzi să spargă, că au înțeles că le trebuie aprobare de la ape, de la pavil, de la cum o fi. Cel mai indicat așa ar fi să spargă acolo deasupra la vreo metru jumate să nu cadă pe solomare, să poată să iasă, că n-ai de unde să știi de unde a venit. Dacă a venit din centru de acolo unde se sparge. S-au băgat ei pe acolo pompierii ieri în canalizările astea acolo. Dar probabil că alea, nu știu, au legătură cu fostele fântâni, cu robinete ce acolo. Nu știu, da, cel mai bine e tot aici. Un copil, dacă ar putea, degeaba ar intra, că e conducta și n-are unde să se bage la el, că e tot acolo în colț sus. Deci tot deasupra trebuie spart. Deci de aici încolo, cam 2 metri și jumătate, 3, exact unde e capătul alei aici.